În cea de-a doua zi a jubileului de platină, familia regală britanică s-a reunit în Catedrala St. Paul la o slujbă de recunoștință pentru suverană. Din păcate, invitata de onoare a strălucit prin absență. Potrivit unui comunicat al Palatului Buckingham, la evenimentele de ieri, regina a resimțit un disconfort și a fost sfătuită să se menajeze. Pe de altă parte, toate privirile au fost ațintite asupra prințului Harry și a soției sale Meghan la prima lor apariție publică alături de familia regală din ultimii 2 ani. Toată lumea a remarcat că lui Harry i-a fost rezervat un loc la mare distanță de fratele său, prințul William. În curtea castelului Windsor, regina Elisabeta a II-a a marcat simbolic cei 70 de ani de domnie, apăsând pe un buton care a aprins succesiv castelul, peluza interioară și Tree of Trees, ori copacul copacilor. Structura realizată din 350 de copăcei plantați în ghivece de aluminiu din soiuri autohtone, de la alun la paltin, are o înălțime de 21 de metri. Alte 2000 de torțe s-au aprins pe tot cuprinsul Regatului Unit în statele din Commonwealth, dar și pe coasta Franței. Astăzi, în centrul atenției s-a aflat Catedrala St. Paul din Londra, unde episcopul de York a oficiat o slujbă de recunoștință pentru majestatea sa. Cu această ocazie a bătut Great Paul Bell, cel mai mare clopot din țară, care cântărește 16 tone și jumătate. Au fost prezenți de asemenea prințul Charles și soția lui Camilla, ducele și ducesa de Cambridge, precum și prințul Harry și soția lui Meghan. A fost prima lor apariție publică oficială alături de familia regală după ce s-au stabilit în California cu 2 ani în urmă. Din toate colțurile lumii, curioșii au scrutat cu ochi critici ținutele doamnelor și mai ales pălăriile lor. La slujbă au participat și 400 de britanici aleși pentru contribuțiile lor la dezvoltarea vieții de zi cu zi, de la profesori la cadre medicale și reprezentanți ai forțelor armate. Între timp, la Londra sosesc felicitări din toată lumea. Congratulations, Your Majesty, and have a wonderful Platinum Jubilee celebration. Președintele Macron a vorbit despre prietenia care îi leagă pe francezi de britanici. Vous êtes notre ami, notre si proche allié, notre exemple de service aux autres. Vous célébrez aujourd'hui, c'est célébrer l'amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et votre dévouement pour la servir. Totodată, Parisul a trimis reginei câteva daruri alese cu gândul la pasiunea suveranei pentru cai. Franța i l-a dăruit pe Fabulo de Mocu un cal în vârstă de 7 ani de rasă franceză provenit din garda republicană. I s-au adăugat o șa de cavalerie, un model proiectat în 1874 pentru ceremonii, și o sabie model 1822. La atmosfera sărbătorească au contribuit decisiv zecile de mii de supuși, ori admiratori revărsați pe străzile Londrei. Switzerland, Mexico, Wales, Australia. It's really to salute Her Majesty for her service, but also it's the atmosphere, and it brings the nation together, doesn't it? For our wonderful Queen, who's such a role model for us. I should be watching on the television, but the atmosphere is fantastic. Și totuși, adevărata vedeta a primei zile a fost mezinul prințului William, dezinvoltul Louis. În balconul palatului Buckingham, băiețelul de 4 ani a vorbit non-stop cu străbunica lui, căreia i-a arătat avioanele de pe cer. Mutrele lui simpatice au ajuns pe prima pagina ziarelor din întreaga lume. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.